În fiecare an, la 30 ianuarie, creștinii ortodoxi îi sărbătoresc la oaltă pe cei mai mari învățători și păstori din întreaga istorie a creștinătății, Vasile cel Mare, Grigore Teologul și Ioan Gură de Aur. Istoria spune că, spre sfârșitul secolului XI, la Constantinopol a fost un mare scandal în legătură cu cei trei, oamenii întrebându-se care este mai mare. După câțiva ani de la declanșarea neînțelegerilor, cei trei sfinți au început să îi se arate episcopului locului. În urma acestor vedenii, episcopul a ales ziua de 30 ianuarie pentru prăznuirea comună a celor trei ierarhi, stingându-se astfel și disputele din capitală. Așadar, sărbătoarea este o zi dedicată reconcilierii. Acum se împacă rudele după lungi dispute, iar toate proiectele lor comune vor aduce prosperitate în cămin. Ca la orice sărbătoare importantă, în satele românești se respectă tradițiile. În această zi, pentru spor și pentru sănătate, la masă este bine să se consume pește și fructe. Dacă în ziua praznicului curg streșinile, primăvara va fi friguroasă, iar dacă este ger, va urma o vară călduroasă. În ziua celor trei sfinți ierarhi se face pomenire pentru sporul casei și sănătate și totodată se dau de pomană cărți de rugăciuni și iconițe care îi reprezintă pe cei trei ierarhi. Tradiția mai spune că fetele nemăritate, dacă vor să-și afle ursitul, în ziua praznicului trebuie să mănânce numai pâine cu sare.